Achiziționarea de autobuze noi cu bani împrumutați de către Primăria Iași a stârnit vii dispute chiar în sânul opoziției. Practic, reprezentanții PNL și PMP au ajuns să se certe pe această temă la un an după aprobarea contractării creditului, în condițiile în care contractul cu firma care va livra autobuzele a fost deja semnat. A apărut o nouă gâlceavă pe scena politică din Iași, de această dată nu între social-democrații aflați la putere și colegi din alte partide, ci chiar în sânul opoziției. Concret, reprezentanții PMP și PNL au ajuns să se contrazică pe tema cumpărării de autobuze noi cu bani împrumutați. Liderii PMP au dat de înțeles că deocamdată nu există altă soluție, în condițiile în care ghidul solicitantului ce ar fi putut să prevadă atragerea de fonduri europene pentru modernizarea transportului public încă este în dezbatere. Contractarea unui credit pentru achiziționarea autobuzelor a fost decizia corectă. Într-un răspuns oferit de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, se precizează foarte clar că nici măcar în iunie 2017 nu erau disponibile fonduri europene pentru achiziția unor autobuze. La data la care Ministerul a răspuns la interpelare, adică 26-2017, instituția preciza negru pe alb că versiunile finale ale ghidurilor celor două axe pe care se pot cumpăra autobuze sunt în curs de definitivare. Se arată într-un comunicat al deputatului Petru Movilă, președintele PMP Iași. A urmat însă o replică a PNL, în condițiile în care consilierii locali liberali s-au opus contractării creditului și au cerut ca autobuzele să fie cumpărate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile. Prin comunicatul de astăzi asumat de președintele său, Partidul Mișcarea Populară Iași este preocupat să justifice îndatorarea de către PSD a Iașului cu 15 milioane de euro pentru achiziția de autobuze, când exista posibilitatea ca această investiție să fie realizată din surse externe, nu de la bugetul local. Clujul a realizat o investiție de 15 milioane de euro pentru modernizarea transportului public prin achiziția de autobuze electrice, utilizând fonduri elvețiene și fonduri europene. Această ieșire publică a domnului Movilă dovedește, dacă mai era nevoie, că PNL este singurul partid din CL care duce o luptă de opoziție onestă, transparentă și fermă cu PSD și cu o administrație incompetentă și clientelară. Regret că PSD a acaparat și acest partid pentru că în PMP Iași există oameni valoroși, de dreapta, care înțeleg că Mihai Chirica și gașca din jurul lui reprezintă un rău pentru comunitatea noastră. A replicat tot prin intermediul unui comunicat deputatul Marius Bodea, președintele organizației municipale PNL Iași. Evident a urmat reacția PMP. Spre o deosebire de PNL, PMP Iași nu l-a luat pe nu în brațe și votează la orice proiect împotrivă. Ce fel de partid conduci tu când ești împotriva tuturor proiectelor, fie că vorbim de CJ sau de CL? Trebuie să ai capacitatea să înțelegi ce este bine pentru comunitate și ce nu. Votul pentru achiziția autobuzelor din credit a fost cel corect. Astăzi, ghidurile pentru fondurile europene pe care se pot achiziționa autobuze sunt încă în dezbatere publică. Până ce se deschid, ieșenii vor circula cu noile autobuze. Și mai apoi, mă întreb retoric, ce fel de opoziție face PNL când ai avut de două ori șansa să propui premier și n-ai făcut-o niciodată? În ultima perioadă, mai degrabă ați fost ocupați de analiza activității PMP decât a PSD. Dragă Marius, ai crescut mare, dar ai rămas mic, a scris liderul PMP Petru Movilă într-un alt comunicat. Marius Bode a fost atacat dur și de către un consilier județean PMP, care l-a acuzat de trădarea propriului electorat. Soluția găsită de către primarul Mihai Chirica mi se pare politicianistă și nu o agreez. Dar ca primar nu poți să te faci că nu auzi ce-ți spune șenii și nu poți să le pui zi de zi viața în pericol. La urma urmei, asta cred că este cel mai important. Poate tocmai de aceea Marius Bodea nu este primarul Iașului. Se arată într-un comunicat al consilierului județean PMP, Marian Uscat. Anul trecut, Consiliul Local a aprobat contractarea unui credit în valoare de 15 milioane de euro, pe un termen de 10 ani. Împrumutul a fost deja luat, iar cu acești bani s-au cumpărat 88 de autobuze noi, care vor ajunge la Iași în totalitate până în luna martie 2018.